Bună dimineața, Bubu! Ce vrei, Bubu? Vrei să ieșim afară? Afară, astăzi, într-o zi superbă de soare. Vai, cât de frumos! Uite-o și pe Măița! Bună dimineața, Măița! Miau, tu știi ce facem noi azi? Miau! Astăzi tundem iarba și punem solarul. Bravo, mă, Măița, mă! Bravo, mă! Ia uite așa zi superbă! Ia uitați! Și ne așteaptă și solarul. Hei, ne apucăm de treabă. Ce ziceai că sunt de iarbă? Am ajutoare, recunosc. Mulțumesc frumos, iubirea mea. Hai cu solarul, unde-l pune? Hai că vine ploaia, nu mai vorbi. Tunde. Hei. Da. Păi ce faci? Nu ne apucam de solar de... Da, am o problemă. Ha? Nu știu dacă întâi să fac grătar și pe urmă solar sau să fac întâi solar și pe urmă grătar. Am o dilemă. Hai la treabă, măi. Facem grătar? Nu facem grătar. Grătarul pe urmă. Hai să-ți arăt ce vreau să fac. Ce vrei să faci? Vino după mine. Ia uite ce avem aici. Am avut noi așa niște pomișori frumoși. Am avut niște sperițe, uitați, le-am scos acolo. Da, au fost cândva. Da? Ca să putem să-i curățăm, dar pomișorii, le spunem, ne luăm adio de la ei, îi vom replanta în altă parte. De ce? Pentru că, ia uitați! Tadam! Ia uitați! Solarul m-a venit să vă arăt cum îl car. Că și vecina zice, ce faci, băi, vecine, cu cercurile alea de lecuri din curte? Uite așa! Ba-ba-ba-ba! Și va intra aici, la fix. Înainte de toate, trebuie să scoatem păștia, să-i mutăm în altă parte. Scoatem frumos tot ce e aici și va veni un vecin să ne ajute cu o mașinărie ca să săpăm tot ce e aici. Asta sper tu! Doamne ajută! Hai, la treabă, până aștepți vecinul, până așa, hai! Hai cu sapa, hai, adu sapa. Adu sapa. Bubu? Adu sapa, Bubu. Uite ce am făcut. Ce am făcut? Am făcut că am luat brazii și îi mutăm de acolo acolo. Mă rog că mă ajută ei, vii? Și cățel, bineînțeles. Unde punem, draga mea? În curte. Yeah! Bravo! Ia uite, continuează aici. Uite, mă, ce frumusețe, floare de păr, floare de pus la ureche în păr, sau de păr, poate, e floarea de păr. Ce este iubirea mea din floare? Păr. Păr, bravo. Un păr, iubirea mea, este un păr. Ce punem aici? Cam așa ceva, nu? Perfect. Ha, fotbalista lui mama. Ce fă, Bubu? Vrea fotbal, Bubu. Victorie, mai avem puțin. Să și prindă și după aia zici Victorie. Hai, Bubu! Uop. Haide! Hai la fotbal! Hagi de Gagen. Am cam obosit pe ziua de azi. Nu știu dacă reușim să terminăm. E și mâine o zi. Momentan am făcut un foc. S-a lăsat frigul. Ne odihnim un pic. Prea mai avem energie așa. Eh, da, nu-i nimic. Lasă că ușor, ușor o să fie gata. La toamnă, poate. Neața! Bună dimineața! A doua zi din proiectul Solarul. Ne apucăm din nou de treabă. Normal că n-am terminat într-o zi, așa cum am crezut noi că suntem super heroes, da? E nasol că suntem un pic somnoroși, dar ajută cafeaua.
Bună dimineața la cafea. Neața. Neața, Bubu. Neața, Bubu. Măsuța asta am cumpărat-o pentru pescuit, astfel încât să pot să beau cu soția mea o cafea la baltă, dar se pare că a devenit pătuț. Dar nu-i nimic. Pentru Bubu, orice. Totul pentru copilașul nostru blănos. Și acum hai să vă arătăm ce am mai realizat între timp. Am și săpat acolo în locul de solar. Am pus și folie ca să nu iasă borul Iana. O să facem un decor. Vedem ce iese. Și... hai, mai stăm la o guriță de cafea și după aia. Stăm. Pauzele lungi și dese. Cheia marilor succese. Pace în cafea. Hopa, la solar nu-i nimeni. A, bună ziua, bună ziua, meșter de solar. Se mai poate trăi nici o zi fără solar, adică... Dar ce faceți acolo? Alee, fac o alee. Potecă. Alee, potecă. Și Bubu ce face acolo? Hopa. Mă ajută. Am așa chestiuțele astea. Adică niște scândurele. Vedeți că plasa este deja pusă, frumos, să nu crească bureanu. Decor, pietre, lemne, ghiveci, totul este făcut de măestria mânuței lui Anda. Nu tot. Te rog frumos, deschide zăvorul. Hai să-mi termin decorul. Este, sper să și reușesc. Hai, Bubu! Hopa, am călcat decorul! Bună! Asta o să fie loc de joacă pentru Bubu, de fapt. Și nu lăsa pisica, spune că nu-i voie. Pisica, nu-i voie. O să facă cu gheruțele. Maia! Priviți, pardon. 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 Vedeți, am pus folie de colo. Ești cu piciorul cele. Dă-te să filmez oamenilor aici. Ia uitați. Asta e solarul. Hop. De sus până jos. Uite, ți-ai luat solar sau cort? Uite, scrie până și pe el. Cort. Cort. Nu știu dacă am filmat sau nu, că nu văd bate soarele. Ia. Hai să vedem ce facem în continuare. What's next? Mi-i frag eu. Hoțu, la sfoară. Eu v-am zis că ne ajută și ea. Bubu. Dă sfoară. Bubu, n-ai voie cu ghemul. Deci, proiect serios. Măi, nu, ea știi ce face? E un loc de fus. Ia trage prin dințișori. Așa, mami, hai. Ajută-mă să țesălăm lina cu lâna. Lina nu contează. Gata! Thank you! Da. Hei, m-ai prins! Așa arată lăsadurile mele care sunt crescute în casă. A trebuit să îndur chestia asta cu plantele în casă, cu musculițe în casă, că normal că la un moment dat apar și ele. Ce trebuie să spunem oamenilor care ne urmăresc este că acest proiect este un hobby. S-ar putea să nu iasă absolut nimic, s-ar putea să avem producție. Nu vă luați după ce facem noi. Sfaturile pe care noi le dăm sunt cele mai bune, dar nu știm de unde le-am luat. Succes! Și tu, Bubu, ai furat cumva o pălărie? Aoleu, ce-ai făcut aici? Ai rost și un băț. Bubu! Bubu, dă-mi pălăria, Bubu. Nu? Wow! Doamne, eu am concentrat aici, numai cu asta, te rog frumos, lansare bypass-ul. Bine ai venit, că uite ce am făcut aici. Nu știu, sunt la început, te rog să nu. Am pus eu din 25 în 25, sper să meargă. Așa, am o ustensilă care ne va ajuta în felul următor. Vrei să începem mai din mijloc, să vedem unde stricăm? Hai să începem de aici. Aici o să fac cu ei. Ai pus bețele ca să le scoți? Nu înțeleg. Da, ca să măsor
unde este mărimea 25 între ele. Și acum vreau să fac o găurică aici. Vine cu această ustensilă care se numește răsăritor, învârți, hop, filmează acolo. Am făcut o găurică. Vai, ce-ai făcut! Nu s-a mai văzut așa. Nu s-a mai văzut așa ceva, nu? Nu. Și acum vii cu... Nu știu dacă fac bine, să nu râdă cei de acasă, nu mai știu. Ba bine, da, știu... asta e ideea, să se râdă. Nu știu care-s roșiile dumneavoastră. A, înveți. Nu, mi-e rășinic. Vă rog, poftiți. Te-ai desumflat? Măcar de suflat. Toate florile par... Bine, nu chiar toate, da? Nu chiar toate, dar toate. Toate. Păi și n-ai zis cu legat, cu... Păi să crească mai mult, că uite ce prostie am făcut. Am uite cum și... fuge Bubu iar cu ața. Bubu de ața, Bubu. Bumbi! Bubu de ața, Bubu. Da, uite, asta e legată, frumos așa. Nu știu cum am făcut-o, cât de m-am priceput. Și aia am legat-o. Dar uite ce am făcut. Am pur și simplu, am smuls florile de la... Uf, cât tare prostul sunt de la roșii înainte să leg plantele și acum eu nu mai am de ce să leg plantele, că mai am o frunză sau două. Sunt psiholog, nu sunt agricultor, iertare. Dar vom învăța în fiecare an puțin câte puțin, nu mă dau bătut să vedeți câtă tehnologie am, până și termometru, filmează acolo. Termometru de sol, da? Termometru de incintă. Și uite, du-te după capul firului, du-te la jos, la ardei. Opa, avem acolo un senzor care măsoară temperatura la sol, în interiorul solului. Deci, aoleu, sunt 24 de grade. Sunt 24 de grade peste tot. Ce fac eu la 24 de grade? Mor de calmă sub foc. Cred că de-aia au murit plantele. O să vedem mâine cum se descurcă. Deocamdată le lăsăm așa. A crescut 25. Hai să te ajut, că nu se poate așa ceva. Te rog frumos, să, mai ales cu Bubu, care e furața. Am aflat o chestie care îmi place. Yes. Deci trebuie să știți că nu am fost neapărat fan proiectul ăsta cu solarul, pentru că știu că nu ne pricepem. Mă rog, am speranță, sunt foarte optimistă. Dar ideea e că pe aici, astea sunt niște bețe și că o să vină sistemul de irigare. Yes! Apă pe aici, deci totul o să fie automatizat, n-o să, yes. O să putem pleca o săptămână în concediu sau altceva. Nu, și în spate acolo se văd bețișoarele deja puse, iau toatele. Da, și ce trebuie să știți, că puteți face asta și la apartament. Deci dacă aveți un balcon, puteți să faceți tot genul ăsta de sistem de irigare. Chiar avem o cunoștință, un bun prieten care a făcut asta și chiar a avut producție super, super faină de ardei, iuți. Că asta e pasiunea lui. Poate o să vi-l prezentăm într-o bună zi. Dar... Și Bubu ajută, ia uitați. E interesant. Mulțumesc frumos, Ana, dacă mă ajuți. Ce să fac acum, Ana? Am rămas fără putere. Trebuie să terminăm chestia asta. Ce faci, Bubi? Fraților, e de muncă. Gândiți-vă bine dacă vă apucați, că nu e. Mor de cald aici. Aoleu-s musculițe! Este chiar o viespe! Astea cum or să iasă de aici? Oh my god, nu cred că mai stau mult. Uite device-ul ăsta ce... Ăsta îmi place, ăsta chiar îmi place. Bulbometru se numește. Se făcu după amiază. Oare ce se mai întâmplă în solar? Wow! Anduț a reușit să lege roșiile moarte cu sufoară. Chiar solarul. Bravo, bravo. Ia uita ce frumos. Solar ți-a trimis. În dreapta, pe fir, avem castraveți. În față, ardei gras adus tocmai din Grecia. Iar în stânga avem două feluri de roșii sherry. Unele pitice și unele un pic mai înalte. Iar în față, tot din rasa pitică, o avem panda.
Asta e tot că pare pe moarte. Domnule ce? Frunzele care au fost pe pământ, alea le tai, că s-au ars. Răsadnița asta poți să o arunci, că am crăpat-o pe alocuri. Super! Ce? Cu apa. Ce să fac cu apa? Să punem apa. Gata, plec la treabă. Mă duc să pun apa. Am venit cu apa de la colțul casei din partea altă, unde avem o șmecherie cu automate care ne dă apă o dată la 12 ore, cum vrem noi. Și am ajuns cu apa aici. De aici încolo vom intra cu țevoșca noastră undeva la mijloc și vom intra în cort. Din cort, pe lateral vom pune o țeavă din asta groasă și din ea o țevoșcă foarte subțire va veni pe acești suporți pe care vi-a arătat anduța aia negri. Și la fiecare plantă cât un picurător. Și asta a fost. La sfârșit vom arăta. Până nu văd, nu cred. Nici eu. Câte nu știe că vă arăt și asta. Da, asta e proiectul de anul trecut care a eșuat lamentabil. M-a prins. Pentru că, bine, sper să n-aibă aceeași soartă și solarul, dar știu să vă spun de ce a eșuat lamentabil. Ce dezinformez? Imediat după ce venim din călătoria pe care noi o avem, o să fie pătrunjel leuștean, cum e ăla de acolo. La vezi ce frumos e, nu le-ai arătat? Nu le-am arătat, da. Busuioc și toate cele. Și aici. Este tot. Ar fi trebuit să fie plante decorative pe aici, prin curte, da? Hai. O la treaba. Apa! Tot cu apa. Aoleo, nu mi se mai vede apusul. Trebuie să mă urc aici pe scară, că altfel nu mai văd apusul. Dacă vrei, strâng solarul. Strângi solarul? Ca să văd apusul? Și mă în mijloc cu curții, așa cum am Hai să vedem ce face el aici cu apa aia. Avem apă sau nu avem apă? Se taie solarul. Bubuci, că n-ai voie. Nu mai ai voie aici, mami. Te rog, iau că o să mănânce... Șușu. Șușu. Ce poate să mănânce? Știi că ea găsești. Ce faci acolo? Aia e apa? Asta e picurătorul. Și la fiecare plantuță în parte montăm picură. Deci nu e răgat. Stai, Bubu, gata, nu mai intra. Nu terminăm azi. Păi nu mai am picurătoare și pentru partea cealaltă. Mâine mă duc și am picurătoare. Picurătoare. V-am zis eu că-l termină la toamnă. Păi când să culegem? Da, oricum. Am obosit ceva. Încă am obosit. Să dormim bine la noapte. Vezi că merg cu două odată. Ideea principală este că înveți. Cred că o să dormim aici în solar noaptea asta. N-a fost greu, a fost frumos. Ne-am simțit bine, ne-am distrat, dar n-are foame. Cred că nu mai am putere, nu mai intră nimic. Mâncăm? Gata, pauză. Azi, ceva? Stop joc. Ne face o salată din... Fac o salată de roșii, imediat. Și probabil într-un vlog viitor veți afla, veți vedea și cum funcționează toată nebunia asta cu apa. Adică eu așa sper, eu v-am zis că sunt da, o pustă. Totul este ok, totul e tehnologie, va merge cu siguranță, pentru că e probat. Da. E probată la proiectul de anul trecut pe care vi-l arătam cu jardinierele alea. Acolo am folosit tot picurătoare de genul. Și am avut 2 ardei. Da, am avut 2 ardei. Ok. Ne vedem în vlogul următor. Vă pupăm.